Halloween este una dintre sărbătorile preferate de tineri. Aceștia spun că, deși a fost preluată de peste hotare, această sărbătoare aduce multă distracție și voie bună prin costumațiile și obiceiurile specifice. Mi se pare o chestie foarte interesantă și mi se pare super ok că am adoptat asta din străinătate și asta rezultă că ne distindem și noi ca oameni. Anul ăsta ai petrecut de Halloween cumva? Astăzi mă duc la o petrecere de Halloween. Este o sărbătoare frumoasă și ar trebui sărbătorită și în România. Halloween-ul este foarte distractiv pentru mine, deoarece Halloween-ul este o sărbătoare sărbătorită chiar și în România și în America. Cum o sărbătorești tu Halloween-ul? Efectiv, mă decor, adică mă costumez în vrăjitoare și în alte costume. Ceilalți nu sunt însă de aceeași părere. Eu sincer nu. De ce? Pentru că figurile, adică costumația, este așa de fioroasă, este așa, copiii ăștia au nevoie să fie blânzi, să fie lucruri frumoase, să meargă în parcuri, în păduri, activități în aer liber. Nu, noi importăm întotdeauna de la alții și uităm de obiceiurile noastre. Și ceea ce nu mi se pare foarte corect. Nu știu, adică nu mi se pare ceva bun, mai ales pentru copii. Nu știu, e ceva ce nu e bine. Nu sunt în totalitate, dar pentru că n-am prins vremurile acelea. Deci, acum nu ați sărbători? Nu, sincer nu. Chiar dacă părerile despre Halloween sunt împărțite, acest lucru nu i-a oprit pe comercianți să scoate la vânzare de la prăjituri specifice sărbătorii până la clasicii dovleci.